Bună ziua, numele meu este Simona Antonescu și vă voi citi un fragment din cel mai recent roman al meu, În umbra ei. Ușa. De când mă știu, mi-am dorit să fiu ca ea. Mă simțeam făcută din apă în preajma ei, o Simona cu trup fluid, unduindu-se în jurul pietrei care era sabii. Apa însă roade piatra. Era un gând care nu-mi dădea pace, o informație simplă și adevărată, dar pe care nu știam cum să o potrivesc în povestea noastră. Apa roade piatra părea o cheie de aur care ar fi putut elibera legătura noastră de chin și frământări, dar nu știam unde să potrivesc această cheie a fericirii noastre. Îi cunoșteam pe Zaharești din totdeauna. Fusesem un fel de copil invizibil al familiei lor. Nu am nicio amintire din copilărie în care să nu apară și Sabina Zaharescu. Crescuserăm împreună, legănate de poveștile bunicii, mamei și mătușii ei, despre casa lor cu marchiză de sticlă așezată pe trei străzi în Galați și despre ceilalți care locuiau sub același acoperiș cu ei, dincolo de o ușă care rămăsese încuiată vreme de 70 de ani. Îmi amintesc că primele romane pe care am început să le scriu erau, toate, despre jumătatea aceea de casă pe care nu o văzusem niciodată și despre ceilalți care locuiau acolo. Aveam pe vremea aceea 9 sau 10 ani și romanele mele eșuau invariabil după câteva pagini de caiet. Sabi m-a ascultat cu solemnitate citindu-i-le, apoi decreta cu toată seriozitatea: "E bine, pe ăsta trebuie să-l continui." Era singura care mă lua în serios atunci când spuneam că voi fi scriitoare. Pe măsură ce am crescut, ceilalți din spatele ușii încuiate au devenit, în cărțile mele veșnic începute, niciodată terminate, extraterestri aflați în misiune secretă pe Dunăre, spioni care se ascunseseră acolo pe timpul războiului și încă nu aflaseră că luptele se terminaseră, sau o pereche de îndrăgostiți prigoniți de părinți. În toate versiunile însă, ceilalți le erau ostili zahareștilor. Impresia aceasta că dincolo de ușa încuiată pândesc ochi neprietenoși ne era lăsată de reacțiile pe care le stârneam celor mari atunci când ne jucam prin preajma ușii. Nu mai alerga așa. Scutura bunica Sada un deget judecător către Sabina, în vreme ce noi ne învârteam nebunește împrejurul mesei la care abia dacă ajungeam cu creștetele. Vrei să te audă ceilalți? Posibilitatea să ne audă ceilalți ne oprea brusc joaca. Din motive neînțelese, chiar nu voiam asta. Alte ori, atunci când Sabi nu termina de mâncat tot din farfurie, bunica Sada o amenința: "Ia și ultima bucătură, că altfel să știi că descui ușa, te bag înăuntru la ceilalți și apoi încui la loc." "Ușa are cheie, bunică?" întrebase odată Sabi, hotărâtă să afle mai multe pentru că noul meu roman se împotmolise și mă aflam iarăși pe punctul de a-l abandona. "Cheia este la noi sau la ei?" Bunica Sada nu a răspuns atunci la întrebare. Eu și Sabi am crescut și interesul nostru pentru ușă a scăzut. O vreme, prin ultimul an de liceu, ascunseserăm un pachet de țigări sus pe tocul ei lat și ori de câte ori umblam la el, nu uitam să zgâlțim și ușa de câteva ori, semnal proaspătei noastre revolte împotriva lumii întregi. Apoi însă am plecat amândouă la facultate și am dat uitării ușa care despărțea casa în două. Ea a reintrat brusc în viețile noastre la începutul acestei veri, când zahareștii au fost anunțați că au primit moștenire cealaltă jumătate de casă, iar testamentul are o clauză: intrarea în posesie trebuie să se facă prin ușa poveștilor noastre. Mulțumesc frumos, lectură plăcută!